îmi place mult de tot să călătoresc și visul meu este să ajung în toată lumea asta mare cândva. Numele meu este Alexandra Mântoiu, sunt studentă la Facultatea de Litere la Universitatea Spirul Hare din București. Sunt vorbitor de două limbi, engleză și spaniolă, este și profilul meu la facultate și m-am gândit că mai departe o să-mi ajute în caz că vreau să fiu traducător, o să mă ajute și în ceea ce vreau să fac, eu vreau să fac niște cursuri de ghid, anul care vine vreau să mă apuc și de cursuri de ghid. Aveam impresia că facultatea este ușoară. Aveam greșita impresie că la litere este mai ușor decât la o facultate unde trebuie să înveți mai mult. Parțialele mi-au dovedit că nu este așa. Avem foarte mult de învățat. Cred că de-a lungul timpului mi-am dorit să fiu foarte multe lucruri, de la doctor până la avocat, polițist. Asta a fost pasiunea mamei, a fost brusc. Nu s-a așteptat nimeni la asta. După ce am împlinit 18 ani, a trecut totul pe numele meu și mi-a spus că trebuie să încep să mă ocup și eu de agenție, trebuie să iau, practic, frâiele afacerii. Și încerc să o ajut cât de mult pot. Mă împar și între facultate și muncă.